Accident cu victime în județul Brașov. Incidentul rutier a avut loc în această dimineață la ieșirea din localitatea Codlea spre Perșani. Persoanele implicate în accident au avut nevoie de ajutorul pompierilor SMURT pentru a ieși din mașini. Aceștia erau conștienți la sosirea echipajelor, însă au suferit diferite traumatisme și fracturi. La fața locului s-au deplasat imediat 5 echipaje SMURD, un echipaj SAJ de la ambulanță, un echipaj de descarcerare și un echipaj cu apă și spumă. Până la urmă nu a fost nevoie de descarcerarea vreunei persoane, dar s-a intervenit totuși pentru a tăia stâlpul autoturismului pentru a putea scoate în siguranță una dintre victime. După ce victimele au primit îngrijiri medicale la fața locului, acestea au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Traficul a fost blocat pentru efectuarea cercetării la fața locului.